Bună seara, dragii mei! Mă bucur să ne întâlnim din nou la 20+. Conform BBC, anul 2016 ar putea fi considerat unul plin de furie, iar viitorul nu se arată deloc a fi unul mai luminos. Schimbări politice la tot pasul, proteste, amenințări teroriste și altele asemenea sunt lucruri care ne perturbă liniștea interioară și ne provoacă de cele mai multe ori mânie și indignare. Poate v-ați simțit în multe ocazii ca acele personaje din desenele animate, care atunci când se enervează scot fum pe nări și pe urechi, ochii le ies din orbite, se înroșesc din cap până în picioare. Și ni se întâmplă asta tuturor, într-o măsură mai mare sau mai mică. Așa că vă propun ca în această seară să discutăm despre furie. Ce este ea, situațiile în care apare și cum am putea să o gestionăm în mod corect. Le spun bun venit invitațiilor mei din această seară. Izabel Gheorghiu, psihoterapeut integrativ. Bună seara și bine v-am găsit. Mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc și eu de invitație. Sara Bal, student. Bună seara. Bună, Sara. Și Alexandru Rupa, de asemenea student. Bună, Alex, bine ai venit. Bine v-am găsit. Ce este furia? Furia, o să încep eu, dacă îmi dați voie și este în regulă cu voi. Furia este o emoție. Ea face parte din emoțiile primare, emoțiile de bază. Tocmai din această cauză este și o emoție foarte puternică, ea are foarte multă energie și, după părerea mea, cred că este cel mai greu de controlat. Furia reprezintă un răspuns biologic la o frustrare, la o insultă. Și da, cred că avem foarte multe de discutat despre furie. Mulțumim, Izabel. Ce este furia din perspectiva voastră? Sau să vă întreb altceva. Este o diferență între a fi indignat, intrigat de ceva și a fi furios? Da. Da. Fi indignat. Nu știu, e ca și cum ai compara o iritație cu o rană deschisă. Okay. Da, adică practic o iritare apare de obicei la început, zic eu. Este ca o stare de enervare. Exact. Iar furia practic este o iritare extremă, ca să spunem așa, când deja ea a avansat destul de mult și da, asta am putea să spunem, cam asta ar fi deosebirea între iritare și furie. Da, le putem considera furie, fiind pe același spectru. Mm-hmm. Fiind la capete opuse, fiind indignarea fiind, o putem considera o furie mai ușoară. Dar cam asta ar fi mare. Cum ce pot să mai spun, doamna psiholog, am prezentat asta. Da, starea de atunci când simțim iritare, cred că este mult mai ușor să ne controlăm. Atunci când simțim furie, este o emoție mult mai profundă, cu o mai mare intensitate și da, este mult mai greu de controlat atunci. De ce credeți că unii oameni sunt mai furioși decât alții? Unele sintagme, eu cred că se creează atunci când ești mic și depinde și din familie cât de mult te influențează părinții atunci când ești mic, cum se comportă ei cu tine și cu cât se comportă mai, nu știu, îți dau un feeling mai negativ, așa o să fii și tu pe viitor. Da, exact. Da. Contează foarte mult modul în care părinții noștri și-au gestionat emoțiile. Pentru că dacă mama și tata aveau dese accese de furie și modul în care ei gestionau toate lucrurile astea era într-un mod neconstructiv, automat și copilul învață, pentru că copiii imită, nu-i așa? Și uite așa și interiorizează niște modele disfuncționale și devin viitorii adulți furioși. Da. Asta și, după părerea mea, cred că și zestrea genetică, temperamentul. Exact, exact. De exemplu, dacă ai un temperament coleric, știi cum se spune da, în popor, că vezi negru în fața ochilor. Da, da, este problema aceea cu natură, ce avem de la natură și ce învățăm da, în parcurs. Da. Și automat e o combinație în aceste două. Pentru da, că putem lua două persoane care au trăit în fix aceeași familie, putem lua gemeni și o să fie diferiți. Da. O să comportă diferiți, o să reacționeze diferit. Corect, așa este. Așa că consider că Amândouă, deci da, moștenirea genetică și după aceea formarea. Da, modelele parentale care sunt interiorizate. De ce anume este determinată furia? Depinde. Este determinată de mai mulți factori. De exemplu, dacă ne aflăm într-o perioadă stresantă,
am venit de la servici, am avut o zi foarte grea, suntem stresați, ajungem acasă, poate sunt copii și ei la rândul lor au nevoile lor, poate sunt mai gălăgioși. E important să le cerem persoanelor dragi să le spunem că am avut o zi grea, să ne exprimăm nevoia de a avea, nu știu, poate o oră, să ne relaxăm, să ne odihnim. Da. Și, de exemplu, eu consider o idee foarte bună atunci când ajungi acasă, primele 15 minute să fie așa ca un timp de tranziție de la viața de la servici la viața de acasă. Cred că ai nevoie, în timp care tu te schimbi, poate faci un duș și te liniștești. Da? Mai vrei să mai adăugați ceva? Da, întrebarea era ce determină furia? Din câte știu, în general, furia pornește de la o disonanță între ceea ce știi individul și ceea ce îi primește ca stimul de afară. Adică, în general, dacă ceva se contrazice cu convingerile lui, automat o să aibă ca mecanism, o să aibă un mecanism de apărare a convingerilor și de cele mai multe ori este reprezentat de furie. Și asta se poate aplica numai la convingerile lui, cât și la imaginea față de sine, la capacitățile lui. În general, de asta, dacă ne gândim la ce insulte există, în general, astea sunt țintele pe care se merge, pentru că, până la urmă, despre asta e vorba când insulți pe cineva, să-i trezești un anumit sentiment de furie. Da, el simte că este amenințată proprietatea, persoana, credința, ideile, valorile... Și practic și corpul intră pe modul acela, știți, de luptă, fugi sau îngheață. Da. Și știi? Chiar există studii care arată că cât de mult ne crește nivelul de adrenalină. Da. Și automat adrenalina crește și puls, crește și capacitatea de răspuns la acel așa perceput ca fiind atac. Și da. Și plus că în momentul în care ne înfuriem, foarte interesant mi se pare faptul că nu mai respirăm, uităm să respirăm și automat creierul nostru nu se mai oxigenează. Deci automat noi nu mai avem acces la toate resursele noastre interioare și nu putem să avem o reacție așa cum ar trebui să o avem în mod normal. Putem face o comparație cu felul în care lucrează un mușchi. Un mușchi, în general, are nevoie de oxigen ca să își oxigeneze celulele. Și totuși, atunci când e nevoie de fix chiar în stările de furie, se merge pe rezervele pe care le are deja. Și asta pentru a crea impulsul acela exploziv, de răspunsul imediat, practic. Și plus că se produce în un scurt circuit. În mod normal, e vorba despre creierul emoțional. În mod normal, informația ar trebui să ajungă și neocortex, care este responsabil cu gândirea. Știi, dar în momentul în care ne enervăm foarte tare, nu mai ajunge neocortex, îl ocolește, da. Și atunci apar reacții imediate. Cum a zis, fiind o emoție, depinde cât de mult o alimentăm noi și cum o alimentăm. Da. Și de multe ori lumea nu-și dă seama că alimentând-o negativ, poți să-i rănești pe cei din jurul tău foarte rău și trebuie să te stăpânești. Da. Și asta e un lucru care trebuie să fiecare să lucreze la el foarte mult. Da, bineînțeles, sunt lucruri care, emoțiile tale, e bine să știi să le gestionezi. Asta ține de inteligența emoțională și, din fericire, sunt lucruri care se pot autoeduca și poți învăța. Spre deosebire de inteligența cognitivă, cea cu care te naști, aceasta poate fi educată. Asta dacă te interesează, ești interesat de dezvoltarea ta personală și vrei să lucrezi la tine. Da, o să atingem aceste soluții puțin mai târziu. Aș vrea acum să ducem discuția într-o zonă, să vedem cum se manifestă furia aceasta la bărbați și la femei, dacă ea este diferită. Și aș vrea să vă prezint acum un studiu făcut de Victoria Breskol de la Yale University, care arăta acest studiu că o femeie care își iese din fire ușor la locul de muncă poate fi considerată mai puțin potrivită pentru a ocupa funcții de conducere. În schimb, bărbații care se manifestă în acest fel se bucură de admirație și sunt considerați potriviți pentru poziții de conducere.
De asemenea, dacă femeile nu sunt calme, sunt considerate iraționale, mm-hmm, și cred că da, ne-am confruntat cu toții. Iar bărbații care se înfurie mai ușor sunt mai bine plătiți decât femeile. Este o dovadă de putere, de control. Da. Ce părere aveți despre, da, despre asta? Ar fi o explicație relativ simplă. Una din ele. Așa. Nu știu dacă fie cea corectă, poate spune doamna psiu. Dacă să ne gândim de unde am venit și ce făceam noi acum vreo 10.000 de ani, înainte să apară agricultura, eram pe sistemul vânători și culegători. Bărbații trebuiau să găsească să vâneze, femeile stăteau acasă, aveau grijă de copii. Dacă ne gândim la furie în contextele acestea două și punem în comparație un bărbat furios cu o femeie furioasă pe vremea aceea, ar fost mult mai util ca bărbatul să fie cel furios, pentru că furia putea să o redirecționeze spre vânătoare. Cum am spus mai devreme, era vorba despre energie. Furia crește, exact, crește adrenalina. Spre deosebire de tristețe, exact, furia exact are foarte multă energie. Și până și pentru faptul că trebuia să-și câștige un loc ierarhic acolo. Individul trebuia cumva prin forță sau prin ce mijloace. Da, Alex, sunt de acord cu tine, însă vremurile acelea au trecut și acum nu se pare corect față de femei. Dacă o femeie începe să-și exprime emoțiile, e considerată isterică. Exact. În schimb, dacă un bărbat își exprimă emoțiile, furia și așa, e considerat că e bărbat, da, e macho, exact, e dominator. Asta și nu mi se pare că e corect. Asta e felul în care a evoluat civilizația până acum. Și de aici au apărut disensiuni. Bine, că mai este vorba și de testosteron, care automat crește automat și agresivitatea la bărbați. Iar iarăși la femei pot deveni mai un pic mai agresive și mai furioase în perioada menstruală și și în perioada menopauzei. De asemenea, da, ce aș vrea să spun cu teoria asta era felul în care de unde a pornit, care ar fi cauza. Da. Că nu ar trebui să mai facem asta acum, asta e partea a doua. Da. Asta e legat strict de situația culturii momentului. Adică, practic, asta ar trebui modificat și ar fi ceva mai ușor de modificat decât evoluția propriu-zisă. Adică n-am luat vreo 10.000 de ani ca să îi îmbunătățim sistemul. Da. Sara, nu ești de acord, te văd. Adică, sunt de acord. Sunt câteva stereotipuri care trebuie schimbate și ne e foarte greu să ne adaptăm lor. Asta da, e. Alex a vrut să spună de unde au pornit lucrurile și cum erau setați și fiecare avea nevoia și avea rolul lui atunci. Însă acum lucrurile stau altfel și vorba ta, Sara, nu vrem stereotipuri de genul ăsta și nu vrem ca femeile să fie etichetate ca isterice sau că își pierd controlul sau isterică. Da, un bărbat nu este etichetat în cazul lui dacă își exprimă o emoție mai puternică, știi? Despre asta e vorba. Acolo avem alte etichete. Ce părere aveți? Este bine să ne exprimăm furia sau să ne reprimăm? Depinde de caz. Adică în unele cazuri, da, e bine ca să te descarci, dar în același timp, în unele cazuri, nu poți să te descarci pe moment și atunci, da, ți-o reprim, dar cred că, oricum, furia trebuie lăsată set free. Să fie descărcată, da. Într-un mod sau în altul. Sunt de aceeași părere, da. Furia este bine să fie descărcată. Pentru că dacă nu, după aceea devine destructivă înăuntru nostru. Da. Pentru că dacă este refulată, atunci este mult mai rău, devine chiar devastatoare pentru corpul nostru. Da. Și, da, e bine să o descărcăm, dar într-un mod constructiv. Da. Fără să-i rănim pe cei din jur și fără să ne rănim pe noi. Trebuie să ne dăm seama când să o facem și ce repercursiune are asupra persoanelor din jurul nostru. Mm-hmm. Să luăm în considerare mai mulți factori, nu doar pe noi înșine. Da. Să vedem acum mai multe exemple situaționale în care ar putea apărea furia și cum ne-am putea, ca ați zis, că trebuie să o exprimăm. Să vedem cum am putea în fiecare dintre aceste situații să o exprimăm în mod corect. De exemplu, atunci când suntem cicăliți, pisologiți de către cineva, când ni se invadează spațiul personal. Poate cel mai mult acest exemplu se resimte în relațiile foarte apropiate, familiale, părinți-copii sau poate chiar între soți, frați între ei, când te simți prea controlat, te enervezi. Cum acționezi? Da, cred că cea mai bună idee este comunicarea. Și să-ți comunici ceea ce simți, emoțiile. Eu în momentul ăsta mă simt așa și am nevoia
asta. Cred că asta este cea mai bună modalitate. Da, dar și prin modul comunicare. De comunicare să fie destul de da, bineînțeles, frumos, să nu fie să urli și oh, bineînțeles, da. Să fie o comunicare asertivă în care tu îți comunici nevoile, ți conștient de nevoile celorlalți, însă este într-o manieră politicoasă, da, fără acuzații, fie. Fără etichete și fără da. Bineînțeles, că altfel nu faci decât să creiști un conflict, poate și dintr-un conflict nimeni nu are nimic de câștigat. Da. Ok, și atunci ce facem atunci când comunicarea eșuează? Poftim? Ce facem atunci când comunicarea eșuează? Cer să schimbi percepția sau schimbi strategia. Tu faci tot ce ține de tine. Dacă observi că cealaltă persoană nu, chiar nu-și dorește și nu te înțelege și nu te înțelege, atunci îmi imaginez că e bine să furia ta a ajuns la un anumit nivel destul de ridicat, e bine să amâni, să nu mai stai, că la un moment dat probabil că și tu te-ai prins destul de tare, nu mai stai să intri în discuția respectivă să se nască un conflict și atunci amâni pentru atunci când tu o să fii mult mai relaxat, o să vezi lucrurile la rece și o să capeți poziția aceea de observator. Ok, deci să practic să evităm persoana. Să eviți situația, da. După care te poți întoarce la acea persoană. Dacă tu simți că nu te mai poți regla emoțional și vezi că persoana respectivă nu mai poți avea, pur și simplu nu mai poți avea un dialog cu ea. Tu ai făcut tot ce a ținut de tine, să-ți păstrezi calmul și așa. Cea mai bună, după părerea mea, cea mai bună idee este să amâni discuția atunci când poate și persoana respectivă s-a calmat și tu te-ai calmat, adrenalina, cum am zis mai devreme, s-a mai dus și eventual să reiei discuția și confruntarea pentru mai târziu. Deci această amânare practic nu înseamnă o reprimare a furiei, nu, că nu, bineînțeles că nu. Verși, mă rog, nervii. Nu, dar în general, când ești foarte furios, nu prea iei decizii foarte bune și știți cum e la supărare. Nu poți gândi rațional. Exact, da. Ce facem atunci când avem de-a face cu o persoană foarte arogantă și încâmpată, să zicem poate un superior, în ordine ierarhică, la locul de muncă sau chiar o persoană necunoscută, mergem undeva la un ghișeu și da. Ne tratează cu aroganță. Se mai întâmplă și... și ne enervăm, nu? Da, automat. Da, da. Asta este un comportament posesiv-agresiv mai mult. Ideea este că tipul ăsta de, cum spuneai tu, o persoană arogantă, în general oamenilor ăstora le este cel mai frică. Sunt oameni care au avut probabil o copilărie foarte grea, au fost foarte nefericiți, n-au fost înțeleși de către părinții lor. Deci sunt oamenii care au nevoie cel mai mult de compasiune. Ori tu, dacă te gândești la asta în momentul în care ei au un comportament neadecvat față de tine, atunci automat furia ta o să dispară și dacă intervine compasiunea, părerea mea că... Foarte frumos. Da. Asta e părerea mea. Okay. Te rog, Alex. Da, mă gândeam, totuși, hai să luăm un exemplu concret. Așa. Nu știu, ce vreți să luăm? Să luăm când, să zicem, șeful e supărat pe tine. Cum abordăm problema în cazul ăsta? Și te tratează cu aroganță. Normal, sau despre asta era. Da, îți atrage atenția în mod... Exact. Cum abordăm situația asta în mod concret? Că, înțeleg, încercăm să avem compasiune pentru șef. Dar totuși trebuie să interacționăm cu acel șef. Păi, și mai departe. Stai de vorbă, ai un dialog deschis, așa cum am spus mai devreme, o comunicare asertivă în care tu îți comunici nevoile și discuți. Și... dacă se poate discuta în momentul ăla și șeful tău nu urlă la tine sau, mă rog. Că, totuși, avem, din moment ce persoana e îngânfată, în general nu acceptă sfaturi sau nu acceptă discuții de genul ăsta și mai ales fiind persoana fiind inferior. Mai ales fiind vorba de șef, în general, dai dovadă de o maturitate emoțională dacă atunci când te angajezi discuți toate detaliile în privința programului, salariului și foarte multe detalii. Înțelegi? Acum că ce probleme apar pe parcurs, astea cred că le poți gestiona la momentul respectiv, dar repet, cu foarte mult calm, atât cât poți.
Și mă gândesc acum, chiar dacă, să zic, că tu nu ai mare lucru ce să-i faci lui, nu-l poți schimba pe da, exact, el, având atitudinea despre care ne spunea Isabel, până la urmă poți tu să nu te mai consumi și poți tu să faci bine adică schimbi strategia, cum spuneam mai devreme, schimbi da. Strategia, dacă vezi deci că lucrurile nu funcționează. Deci nu-l schimbi pe tine și schimbi raportarea ta, asta am înțeles eu. La ceea ce se întâmplă, el, exact. Da. Ce facem atunci când cineva încalcă în mod ostentativ anumite reguli sociale? Este semnul nu fumați și fumează. Îi atrage atenția frumos și îți răspunde pe un ton nepoliticos că nu va ține seama de acest lucru. Sau în trafic cineva îți taie calea. Oh, da. Cum da. Abordăm situațiile astea? Eu cred că astfel de persoane, în general, care, cărora le place să încalce regulile, sunt persoane care în copilărie au fost foarte dominate, regulile au fost foarte stricte și automat, devenind adulte, vor să încalce regulile. Au un scenariu de viață în care ei cer să fie respinși și probabil că vor să, ca tu să le dai curs la agresivitatea lor. Deci e bine să nu dai curs la așa ceva. Înțeles. Și cum facem ca să fim așa zen? Că sună tot așa zen, cum spuneți dumneavoastră. Avem compasiune pentru cei care se iau de noi. Depinde ce sentiment îți alimentezi, după cum am zis. Încerci să nu ți alimentezi furia. Asta, pentru că furia e o chestie instinctivă. Adică, da, dar încerci să te calmezi, încerci să te gândești că poate omul ăla a făcut asta pentru că avea un motiv. Nu neapărat că ai, că vreau să fiu rău față de o persoană pe care nu o cunosc. Da. Mai ales că știi ce stă în spatele comportamentului lui, asta adică te poate ajuta ca tu să nu simți furie. Să îți alimentezi alt sentiment. Să nu simți furie? A, da, eu sunt supra-om, bineînțeles că reușesc. Asta zic. Până la urmă, sunt situații și ce s-a întâmplat. Cu toții avem zile în care suntem mai iritați, Alex, însă e bine să știm ce se află în spatele unor comportamente. Înțelegi? Și atunci când tu știi ce se află în spate, că omul ăla poate se simte foarte singur, omul ăla poate suferă. Înțelegi? Atunci asta te ajută să nu mai simți furie. Știi? Da. O să încerc. Trecând acum de la persoanele necunoscute sau neapropiate care ne pot afecta emoțional în acest mod, aș vrea să mergem acum la persoanele apropiate, cele mai apropiate nouă și care ne rănesc și ne pot alimenta sentimentul acesta de furie, fie în mod neintenționat, poate printr-o vorbă spusă la oboseală sau o chestie minoră. Cum facem, cum abordăm astfel încât să nu ne enervăm atât de tare încât să stricăm relația dintr-un lucru banal. Și pe de altă parte există și situații în care cei dragi ne rănesc în mod intenționat, în care ne cunosc poate slăbiciunile și ne provoacă anumite lucruri care ne aduc supărare mare, furie. Sau poate în cazul unui cuplu poate fi vorba de înșelat sau poate chiar violență da, verbală, dacă fizică. E cum cazul abordăm unui, situațiile? Dacă e cazul unui cuplu... Comunicare. Exact cum a spus mai devreme. Dacă se întâmplă în cazul unui cuplu deja să fie lucrurile făcute intenționat, părerea mea este că relația respectivă nu știu cât de bine funcționează și poate că persoana în cauză ar trebui să-și pună problema, să-și dea o limită de timp care să mai stea în relația respectivă, pentru că ne ducem într-o altă direcție, deja victimă și agresor și nu este în regulă. Deja vorbim despre abuz, de violență fizică probabil și nu este în regulă. Dacă nu este intenționat, atunci este altceva. Cu toții facem greșeli, nimeni nu este perfect. Atâta timp cât tu ți exprimi, spui ce ai simțit și cu scuzele de rigoare și să-ți notezi acolo într-un carnețel al minții lucrurile la care tu mai ai de lucrat. Că până la urmă cu toții facem greșeli și cu toții avem punctele noastre tari și mai puțin tari. Părerea mea. Cred că părerea tuturor. Da, suntem de acord. Da. Văd că suntem de acord cam la toate. Bun. Cum reacționăm atunci când ne înfuriem din cauza că suntem dezamăgiți de propria persoană? Grea întrebare. Eu
cred că nu ar trebui să ne înfuriem pe propria persoană. Așa cum spuneam mai devreme, e imposibil să nu facem greșeli. Greșelile care le facem sunt lecțiile care le avem de învățat, practic, nu? Da, altfel, dar poate ne doream atât de mult să facem un anumit lucru sau, să zicem, avem un obicei rău de care suntem conștienți, vrem să renunțăm la el și pornim cu avânt înainte crezând că ne putem debarasa de el și la un moment dat cădem. Și dacă o să devenim critici cu noi și nu o să ne ajute cu nimic, ba mai mult o să înrăutățească situația. Știi? Bine, e bun în oarecare să simți critic acolo, totuși. E bine să te țin anumite limite, să spui niște standarde pe care vrei să le atingi. Dar acum să nu ajungem în extreme. Adică, totuși, dacă eu vreau să zbor mâine dimineața la ora 5 din mâini, nu se poate. Și acum, dacă mă simt vinovat pentru chestia asta, e aiurea. Deci, să avem niște standarde totuși rezonabile. De multe ori însă avem așteptări de la persoanele din jurul nostru și când nu se întâmplă așa cum ne dorim, ne supărăm, ne da, dar cum nu se întâmplă pentru noi, nu se poate întâmpla nici pentru ceilalți așa cum își doreau de la noi. E o chestie reciprocă, nu poți să fii, adică trebuie să iei în calcul mai multe lucruri decât nu doar ceea ce simți tu, ceea ce vrei tu, ce credeai tu, că asta e corect, pentru că avem noțiuni diferite despre corectitudine, depinde de la persoană la persoană. Acum depinde și ce așteptări avem, pentru că dacă nu cunoaștem o persoană foarte bine și avem așteptări la ea, automat așteptările noastre probabil că țin de proiecțiile noastre și ceea ce ne dorim noi de la persoana respectivă și ea nu este obligată să ne ofere. Sau pe de altă parte, este vorba de o problemă de comunicare, mai sunt persoane care nu comunică, nu își spun nevoile și atunci se așteaptă ca celălalt să-i ghicească gândurile, știi? Da, și poate celălalt spune, a, păi n-am știut că tu de fapt îți dorești asta, știi? Deci poate să fie și cazul ăsta. De asemenea, e și vorba de așteptările pe care le avem noi de la persoană. Da, exact. Similar cu ce am spus mai devreme legat de standardele pe care ne impunem, la fel și standardele pe care le cerem de la celelalte persoane și similar și cu ce am spus despre persoanele pe care nu le cunoaștem și dacă ne gândim, că ar trebui să ne gândim la situația în care se află și contextul general, astfel încât să înțelegem prin compasiune de ce cauza problemei. La fel și în situația asta cu persoane apropiate, trebuie să ne gândim că o persoană poate să facă cam orice dacă condițiile și contextul este prielnic. Asta vorbeam cu o colegă cu o prietenă de la teatru. Faptul că un individ, am întrebat-o, cum faci tu atunci când trebuie să joci un rol pe care, cu care nu rezonezi. Tu nu ești deloc ca persoana respectivă. Cum faci ca să ții în rolul ăla? Și mi-a zis așa, mă gândesc la persoana respectivă, mă gândesc în ce context ar face persoana respectivă ceea ce face și apoi încerc să-mi asimilez eu acele experiențe și să mă comport cum aș comporta eu în situația respectivă, făcând acele lucruri. Foarte interesant. La fel, zic că ar funcționa și aici. Să ne imaginăm noi dacă am fi în situația persoanei respective. De ce am face lucruri respective și practic care ar fi cauza? Așa o să înțelegem de ce adică se întâmplă. Adică empatie. Empatie, inteligența emoțională. Da. Și așa și standardele noastre o să fie oarecum mai realiste. Pentru că știm cam ce am putea cere de la o anumită persoană. Și chiar dacă nu cunoaștem lucruri despre persoana respectivă, să acceptăm faptul că nu cunoaștem tot și poate sunt anumite lucruri pe care nu le cunoaștem și care o determină să... De asta zic că cea mai bună metodă, zic, ar fi comunicarea. Așa putem să aflăm cât mai mult despre persoana și putem să ne imaginăm de ce asta. Credeți că este bine să ne exprimăm emoțiile atunci când le avem sau să așteptăm? Depinde de emoție. Când vine vorba de furie, nu. Da, comunicarea aceasta despre care vorbim să se întâmple în momentul... Depinde la ce nivel a ajuns furia ta. Că sunt momente, de exemplu, în terapia de cuplu, sunt momente în care avem o tehnică așa numită time-out, în care unul din parteneri, practic, spune, cere timp liber în care el să facă ceea ce își dorește, să fie singur, să meargă la o plimbare, pentru că deja conflictul s-a agravat și nu mai... este o discuție constructivă între ei. Să găsească poate un cuvânt comun,
chiar să se îmbrățișeze în acele momente, deși ei nu simt să facă asta, că sunt furioși, automat, în momentul în care se îmbrățișează, își readuc aminte că ei sunt o echipă și că, de fapt, nu sunt unul împotriva celuilalt, nu sunt dușmani. Da. Foarte interesant. Ce facem atunci când noi suntem așa numiți beneficiarii comportamentului furios al unei alte persoane? Când țipă la noi, când ne jignește... Nu trebuie să-l întorci. Nu trebuie să-l întorci. Și nu dăm curs să răspundem la... Dacă îl întorci, toată discuția o să se agraveze, pentru că tu o să țipi, persoana respectivă o să țipe mai tare și totul e mult prea mult și nu se merită. Da, da. Și o idee foarte bună ar fi să nu mergem la el să-i spunem calmează-te, acum trebuie să stai liniștit, pentru că am observat că chestia asta mai rău îl enervează. Da, mai degrabă să-i validăm emoția, da, te înțeleg că ești așa și înțeleg că ești furios, haide să găsim o soluție. Știi? Mai degrabă. Exact, adică asta cu calmează-te, nu știu, ca și mai spune punea care... și-a rupt mâna, vezi, nu-ți mai rupe mâna încă o dată. Adică asta, da, o spui ca prevenție, fii calm dinainte. Sau după dar ce după ce s-a întâmplat, adică în momentul episodului de furie, nu prea mai merge. Și da, poți să mai repeți o dată întrebarea? Că, da, cum că... ne raportăm la cei care sunt furioși față de noi? Cum le înăbușim furia? Da, asta mă gândeam că ar fi cam trei strategii așa. Unu, reacționăm negativ, adică țipăm și noi înapoi sau ceva de genul. Doi, noi acceptăm furia respectivului și noi devenim sacul de box. Adică victime, ne punem pe poziția exact. De victimă. Și mai e și a treia strategie, care mi se pare cea mai ok, cu toate că pentru individul în cauză, pentru individul furios este cea mai nașpa, partea de a ignora persoana, pur și simplu. Nu a trimite niciun fel de sentiment, niciun fel de emoție, energie, cum vreți să-i spuneți. Așa, asta o să doară mult mai tare, probabil, că noi dacă ne dăm victimă, el alimentăm furia. Dacă da, nu sărim, cred că ideea e ca să-l doară pe el mult mai tare. Da, exact, asta e ideea. Da. Eu, cum am spus mai devreme, eu așa aș face într-o situație de genul ăsta. Nu i-a spune calmează-te că ești relaxat acum, ar trebui să fii relaxat. Ea spune, îți înțeleg furia, în general, oamenilor e bine să le validezi emoțiile. Pentru că dacă le spui să se calmeze, ei mai rău se enervează. Și să găsești o soluție cu persoana respectivă, eventual. La ce problemă are el în momentul respectiv. Da, dar dacă ne referim la persoana pe care, de exemplu, mi-era chestia cu dacă ne taie calea în trafic sau o persoană pe care nu o cunoaștem sau ne întâlnim o singură dată, nu putem să stăm acolo să ne gândim, da, înțeleg că ești furios. Hai să discutăm peste 5 minute. Uite, de exemplu, o chestie de percepție, că tot spuneai de ne taie cineva, suntem pe autostradă, ne taie cineva calea în trafic, a fost o mutare foarte periculoasă, ne-am simțit că viața noastră a fost amenințată și automat ne enervăm, ne vine să-l omorâm pe respectivul, ne încordăm mâinile pe, mi se albesc degetele pe volan, simțim cum ne crește ritmul inimii și am vrea să maxilarul, pentru că astea sunt semnele furiei. Și poate că facem o greșeală în timpul ăsta, că suntem foarte furioși și cel din spate poate ne claxonează și poate se întâmplă, chiar se întâmplă un accident. Pe când dacă te-ai gândit și ai schimba un pic percepția, ai putea să vezi lucrurile din alt punct de vedere. Poate te gândești că omul respectiv poate chiar a avut o urgență, poate o urgență medicală. Automat intervine elementul milă și automat furia ta scade. Înțelegi ce vreau să zic? Da. Depinde cum vezi lucrurile. Că dacă te gândești ce aș face, ce l-aș omorâ, uite ce mi-a făcut, mi-a pus viața în pericol, sau săracul de el poate chiar a fost nevoit să facă mișcarea asta, știi? Și poate trebuie să ajungă undeva la spital, la o persoană dragă și... Automat ne face mai bine dacă îi acordăm circunstanțe atenuante. Ne schimbăm un pic percepția. Da, multe circunstanțe atenuante. Da, asta vorbeam cu un prieten. Mă, eu cred că pentru condus trebuie un set separat de nervi. Pur și simplu, ai aici și activezi doar atunci când conduci. Credeți că există o legătură între stima de sine și stările de furie? Da, e o legătură între stima de sine și absolut orice legătură persoană. Da, normal.
Cum afectează sau care ar fi direcția? Păi, cred că ar fi cam ambele direcții. Da, cu siguranță e o foarte mare legătură, pentru că dacă persoana respectivă are o stimă de sine scăzută, automat se reglează emoțional, rezistența lui la frustrare este mult mai mică și în momentul în care cineva îi spune ceva, el o ia foarte personal și la rândul lui începe și atacă și evident, da, are o legătură, este o legătură foarte strânsă între stima de sine și... De asemenea, putem să ne gândim și la cineva care are o stimă de sine nesupra dezvoltată, că ar putea acționa tot cu furie și mai departe, pentru că se consideră stăpân pe sine și că ar putea face orice. Da, nu, asta este aparent, Alex. Da, e bine, un fel de narcisist, ce vrei tu să spui. Exact, aparent dacă... are, el pare, cum ziceam mai devreme, pare arogant și așa, dar... cel puțin. Da, asta tot vine tot dintr-un complex de inferioritate. Da, dar înțelegi? E atât de mult trecut complexul ăla și adânc îngropat în subconștient, încât la prima vedere și pentru omul de rând, pare că pur și simplu are extrem de multă stimă de sine. Și avem exemple care sunt considerate ca o stimă, un nivel de stimă de sine foarte ridicate și totuși, dacă ar fi să analizăm mai... Dar nu cred că există așa ceva stimă de sine prea ridicată. Ori da, uitați-vă la Trump. Stimă... ok. Adică totuși, avem exemplu clar. Da. E bine, cu ocazia asta află și telespectatorii noștri. Vedeți cât de agresiv e. Da, cu ocazia asta pot afla și telespectatorii noștri că ce se ascunde de fapt sub un asemenea comportament care spui tu, că este de fapt o falsă încredere în sine, de fapt. În general, să știți că oamenii cu stimă de sine scăzută sunt în interiorul lor sunt foarte înspăimântați, le este frică și tocmai de aceea vor să compenseze prin anumite lucruri frica aceasta. La care manifestă putere. Da. Credeți că oamenii sunt mai mânioși online decât în viața reală? Da. E mult mai ușor să fii online decât în viața reală. Îmi imaginez că da, pentru că se ascund sub anonimat, da, exact. Conturi da. False și... Era un experiment în care unei săli de oameni îți dea câte o mască și o telecomandă cu două butoane. Și subiectul nefericit trebuia să treacă printr-o serie de experiențe. Și experiențele astea erau controlate de organizatoră și publicul putea să aleagă să îi se acorde o experiență fericită sau una negativă. Și ideea e că experimentul creștea treptat și dacă la început era vorba despre, nu știu, cineva să-i răstoarne paharul de ce avea el suc sau așa, după aia, într-un final, ajungea să fie împins în fața mașinii sau ceva de genul ăsta. Și prin experimentul ăsta se mergea pe ideea că masca, o mască și anonimatul și faptul că ești într-o mulțime îți dă extrem de multă putere în sensul că acțiunile proprii nu le mai consideri... nu le consideri că vor mai fi trase la răspundere. Pentru că... Și ai mai mult curaj. Exact, da, și pentru că vezi și pe cei pe lângă tine, pe sistemul urma scapă turma, nu o să se întâmplă nimic fiind în turmă. Da. Și așa că da, consider că în mediul online e mult mai simplu să fii agresiv. Plus că nimeni nu vine prin televizor să-ți dea un pumn sau ceva. Deci nu există și lipsa contactului fizic. Exact. Se simte mai în siguranță. Da, exact. De multe ori oamenii nu-și exteriorizează furia și atunci... și o exteriorizează pe alți oameni online și nu e ok, adică... Da, foarte interesant. Își descarcă frustrările personale, online, nu au curajul să o facă în viața de zi cu zi și o pot face online cu oameni probabil necunoscuți și el sub spectrul ăsta al anonimatului. Da. Da. Sunt mai multe pasaje din Biblie care vorbesc despre furie și aș aminti acum două dintre ele. Unul reprezintă chiar cuvintele lui Isus, care a spus următoarele: ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu uciți, oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății, dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului Ghehenei. Ce părere aveți? În ce sens putem ucide pe cineva? Căci, iată, el pune furia noastră față de o persoană și cuvintele jignitoare pe care le adresăm într-un asemenea context pe același loc cu uciderea.
cu luarea vieții în mod efectiv. Cum vedeți și în ce fel? Da, cred că este adevărat, pentru că la nivel simbolic cuvintele pot ucide. Pot ucide stima de sine, pot ucide visurile cuiva și tocmai de aceea trebuie să avem grijă când aruncăm cu cuvintele și ce anume spunem, că putem răni pe cineva foarte ușor. Mulțumesc. Voi ce părere aveți? Da, cam aceeași părere mare. Se zice că durerea psihică, să-i spunem așa, ar avea efecte similare cu durerea fizică. S-ar regăsi în aceeași porțiunea creierului care detectează durerea fizică, ar resimți și durerea psihică. Deci, într-un final, efectele sunt similare, din punctul ăsta de vedere. De asemenea, legat de citate, cred că ar fi fost o idee dacă am fi avut și pe cineva pregătire teologică aici, să le discutăm ceva mai aprofundat, pentru că, pe de altă parte, mai avem și situații în Biblie în care Dumnezeu s-a supărat, a trimis potop. Da. Sau Sodoma și Gomora. Da, acelea sunt situații și particulare și, da, într-adevăr, este nevoie de opinia. Iisus, când s-a supărat de asemenea, când a intrat în templul Ierusalim, a răsturnat arabele. Da, pe uite, și așa am ajuns la următorul pasaj pe care voiam să îl aduc în discuție, și anume: mâniați-vă și să nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră. Deci aici nu spune stai calm, stai zen dacă se întâmplă o situație, da, nu știu, care necesită o acțiune, o reacție. Dar furia este o emoție foarte bună, ea ne protejează. Este, imaginați-vă alarma unei case sau unei, exact, mașini. Ea ne arată că ceva nu este în regulă. Ea ne înștiințează, e ca o călăuză. Ne arată nevoile noastre foarte profunde. Iar referitor la pasajul tău, cred că se referă la faptul că să nu mergi la culcare supărat, că nu-ți face bine, și să începi o nouă zi cu sufletul și cu inima deschisă și să te bucuri. Deci chiar dacă te-ai mâniat pentru o cauză nobilă, să zicem așa, să nu păstrezi, ține, da, să mergi mai departe. Da, da, da. Apropo de Trump, pe care l-ai adus în discuție, declara el chiar acum la începutul anului faptul că lumea este deja un loc furios, astfel încât acțiunile politice pe care le face și care conduce pe mulți oameni în situația de a fi furioși, și de fapt toate acestea nu le accentuează starea de furie. Credeți că este cu adevărat așa? Acțiunile noastre chiar nu au impact asupra celor din jur pentru că deja sunt furioși? Știu că zicea ceva de genul că lumea oricum este un dezastru și că ce ar face el, ce contează un pic de răutate în plus sau un pic, exact, de supărare în plus, ceva de genul, ceea ce e aberant, la vreo, da, nu e în regulă. Nu e regulă, bineînțeles. Vorbim despre... Da, suntem pe final de emisiune și v-aș întreba deja? Da, a zburat foarte repede timpul, într-adevăr. Cum am putea face din locușorul, din colțișorul nostru în care ne găsim fiecare, în care ne desfășurăm activitatea, astfel încât să fie un loc mai bun, mai calm, mai plin de pace? Cum am putea aduce plus valoare? Trebuie să ne gândim la repercursiunile acțiunilor noastre. Și schimbarea începe cu noi. Suntem exact ca celulele unui organism. Dacă celulele sunt bolnave, atunci și organismul nu are cum să fie în regulă. Să fim orientați pe noi, să ne cunoaștem corpul, să ne cunoaștem emoțiile, să ne gestionăm emoțiile, cum spuneam mai devreme. Să știm care să le alimentăm și care să nu le alimentăm. Da, 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 da. Asta contează foarte mult. Deci, practic, meditație. Da, eu aș face. Asta cred că e cel mai practic sfat. Adică să-ți iei timp tu cu tine, exact, și da, să fii bine tu cu tine. Lucrurile au început să se miște într-un ritm foarte rapid. Nimeni nu mai stă să fie atent la el, la ce simte, la ce își dorește cu adevărat, înțelegi? Și cred că pentru asta, uite, un cabinet de să mergi la un psiholog. Știi, o oră pe săptămână în care tu să fii pe primul loc și să fii centrat pe tine, să afli lucruri despre tine, cred că ar fi o idee foarte bună. Schimbarea începe cu tine, într-adevăr, și nu este speranța pierdută, adică chiar, sigur, putem face lumea un loc mai bun, nu? Bineînțeles. Da.
Și am acum câteva întrebări scurte, chiar la final de tot, la care vă rog să răspundeți la fel de scurt, printr-un cuvânt sau o propoziție. Și o să vi le adresez fiecăruia dintre voi. O să încep cu tine, Sara. O imagine plastică pe care o ai în minte atunci când te gândești la un om furios. Încerc să mă gândesc într-un mod care să nu mă afecteze pe mine și încerc să mă gândesc la Didi, care a apăsat tot timpul pe buton, și Dexter, care era foarte nervos. Și asta mă ajută, chiar dacă sunt nervoasă, să mă calmez, să-mi dau seama că stai puțin, nu e ok, și asta e pentru mine. O imagine plastică pe care o ai în minte atunci când te gândești la un om calm. La un om calm? Când vezi un om calm, în mod plastic în mintea ta. Nu știu, probabil bătrânii de la sat care stau pe bancă. Ok. Un sfat sau un exercițiu, o metodă pentru a face față situațiilor în care ne simțim furioși? Să încercăm să ne dăm seama că nu suntem furioși doar din cauza noastră, mai este o persoană care ne-a făcut să ajungem în această situație și trebuie să o luăm și pe ea în calcul atunci când acțiunile noastre au repercusiuni, să nu fie prea grele asupra acelei persoane, să nu o influențeze prea rău. Frumos, mulțumesc. Alex? O imagine plastică pe care o ai în minte atunci când te gândești la un om furios. Imagine plastică. Cred o culoare, roșu. Roșu. Roșu intens. Și acum o imagine plastică pe care o ai în minte atunci când te gândești la un om calm. Cer, un albastru. Albastru. Da, exact. Merg numai pe culoare. Okay. Asta îmi vine în minte, asta zic. Imaginea ta. Un sfat, un exercițiu sau o metodă pentru a face față situațiilor în care ne simțim furioși? Meditație. Am furat-o de la doamna psiholog. Nu este de la mine, dar mă rog. Ok, mulțumesc. Isabel, o imagine plastică pe care o ai în minte atunci când te gândești la un om furios? Un cer cu nori, cu fulgete și cu trăsnete, apropo de cer. Iar un om calm? Un cer însorit, frumos. Ok. Și un sfat, un exercițiu, o metodă pentru a ne putea păstra calmul în situațiile în care ne simțim furioși? Cunoașteți corpul, cunoașteți emoțiile, dă-ți voie să conștientizezi, să ți le exprimi. Și să nu uităm de respirație. Atunci când suntem foarte furioși, ne ajută foarte tare respirația profundă. Da? Începem și inspirăm și expirăm profund și ne calmăm. Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit în această seară și pentru că ați împărtășit ideile și cunoștințele voastre și vă aștept cu mare deschidere și cu drag ori de câte ori veți putea. Mulțumim. Vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost alături de noi în această seară. Vă doresc să aveți o săptămână liniștită în care să dați plus valoare vieții voastre, gestionând în mod eficient momentele în care vă simțiți furioși. Nu uitați că cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. La revedere!